Bună ziua, dragi prieteni! Am încercat să fac o transmisiune live, dar nu știu din care probleme tehnice, de 3 ori am încercat transmisiunea și de 3 ori a fost întreruptă. Probabil avem și prieteni care au grijă să nu reușim să comunicăm online. Vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru reacțiile sănătoase la ultimul meu videocomunicat despre ipocrizia ministrului agriculturii Nicolae Ciubuc. Avem în jur de 50.000 de vizualizări și 1.500 de distribuiri. Asta înseamnă că cetățenii totuși sunt în căutare de informații veridice și de păreri obiective față de falsitatea conducătorilor și ipocrizia ministrilor și deputaților pe care îi avem. Astăzi am decis să discutăm online, public, despre un subiect nu mai puțin important, probabil cel mai important furt al anului 2018, care a trecut așa pe neobservate în societatea noastră, și anume privatizarea Air Moldova. Dragi prieteni, băieții ăștia șmecheri care ne conduc în ultimii 25-6-7 de ani au înțeles perfect cum funcționează mecanismul ăsta de privatizare cu bănuți puțin sau fără niciun fel de bănuți, a unor întreprinderi de stat care ne-au adus profiți, care ne-au adus faima și le sunt furate din bunul public, din proprietatea statului, din proprietatea noastră comună, în interesele unor clanuri înguste, unor familii concrete, că nu se ascund după denumiri de companii interpuse, offshore-uri și tot așa. Dragi prieteni, compania Air Moldova este cea mai mare companie de stat, cu un rulaj de aproximativ 3 miliarde de lei pentru anul trecut. Dragi prieteni, e o cifră enormă, enormă. Ei spun că în 2016 au avut un profit de 8,5 milioane de lei, iar în 2017, fiți atenți, o pierdere de 190 de milioane de lei. Totodată, n-au niciun act, pentru că Curtea de Conturi spune clar, nu au act în baza căruia să verificăm. Deci s-au cheltuit cele 3 miliarde de lei întrări, sau 2,7 miliarde, să fim mai exact. Cum s-au cheltuit banii și de ce o companie de stat a împrumutat 1,2 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuieli? Care cheltuieli? Cum s-au gestionat banii, stimați neprieteni, de a au ajuns o companie atât de importantă ca Air Moldova să ajungă în faliment? Un faliment practic organizat, intenționat de către cei care conduc Republica Moldova și cei care au condus Air Moldova pentru a fi privatizată la bănuți. Fiți atenți, pe 28 august 2018 o oarecare companie se înregistrează ca la scurt timp, în septembrie, să preia pachetul majoritar sau să privatizeze, dacă vreți, o companie de stat cu rulaj de 3 miliarde, având capital statutar 25.000 de dolari. O oarecare companie românească, fondată de o companie românească, dar cu două persoane fizice din Republica Moldova care dețin pachetul majoritar și care, având câțiva bănuți pe cont, au promis că în 3-4 luni vor acoperi și vor întoarce datoriile de 1,2 miliarde care s-au acumulat nu știu cum, le vor întoarce înapoi. Din ce bani? Cum? Sunt o serie de întreagă de întrebări. Cum au ajuns o companie care e falimentară? Hai să presupunem că e falimentară. Pe când eu cred că nu este falimentară, ea a fost intenționat prezentată ca companie falimentară, să ajungă pe mâna unor persoane necunoscute. Eu înțeleg dacă vinea o companie mare, nemțească, italiană, nu mai știu, românească, dar să fie viabilă, să fie cu potențial și să dezvolte serviciile civile, să dezvolte o companie de transport sau o companie aeriană, să o facă extraordinară. Nu avem nicio pretenție. Plăteau o sumă pe potriva costurilor în bugetul național și puteau să o privatizeze, dar să fie transparent, să fie concurent, să fie concurs. Dar fiți atenți, nu au participat decât într-o singură companie, mai mult nimic, și au plătit, stimați prieteni, 50 de milioane, 50 de milioane de lei. Asta înseamnă o aripă la unul din avioanele care le au în flota lor. O aripă la un avion. Restul le-au luat bonus, cu gândul că vor întoarce sau cu condiția că vor întoarce datoriile, care de asemenea le-au făcut între companiile lor. Dintr-un buzunar au luat și au băgat în altul. Iar acum toate aceste
ca să le spun, datorii fictive, vor fi anulate dintre companiile care au datorii. Fiți atenți, dragi prieteni, guvernarea aceasta cleptocrată, bandițască, ne-a prejudiciat de una din cele mai mari întreprinderi de stat, Air Moldova, ne-a prejudiciat și ne-a furat o ziua neaza mare. Și noi lumea tășem și înghițăm și nu cumva să-i supărăm. Dragi prieteni, nu sunt cuvinte. Cum poți să taci când, în afară de fapt că s-a furat un miliard, de-am știm toată lumea, că a furat un miliard, de-am ne-am deprins și cu miliardul ăsta. Dar cum ziua neaza mare să privatizeze o întreprindere de stat cu rulaj de 3 miliarde de lei pe anul trecut, să o privatizeze cu 50 de milioane? Cum bugetul de stat a primit 50 de milioane de lei dintr-o întreprindere de stat care avea un rulaj de 3 miliarde? Și ei ne conving că această întreprindere era falimentară. Ba nu! Această întreprindere, dragi prieteni, aducea un profit enorm. Noi nu putem să-l calculăm că nimeni nu a avut interes să ne prezinte cifre reale. Această schemă a început pe timpurile de redezare ale independenței și a fost mulsă în continuare de toate guvernările care au venit și s-au perindat până s-au plictisit o mulgă clandestin și acum vor să-și legalizeze niște capitaluri și vor să arăte că iată, noi avem o întreprindere sau avem o companie pe care am luat-o de la stat falimentară și în câțiva ani de zile am făcut-o profitabil și ei ne-a dus și profit de 100 de milioane de euro, de exemplu, pe an. Și atunci legalizez niște bani pe care i-ai furat tot la poporul ăsta, pentru că ei an de an, au furat de la întreprinderea aceasta. Este o crimă împotriva națiunii. Nu putem să tolerăm. Noi nu avem dreptul să închidem gura. Noi am putea să ne dăm cu părerea, chiar dacă nu avem probe și vom fi învinuiți și probabil în baza unor astfel de comunicate pe care le prezint eu astăzi, dacă v-aș da nume acum, să fiu tras și trăit prin instanțele naționale, să mă judic cum am judecat pe ultimul caz 3 ani de zile până am biruit în instanțele naționale și am demonstrat că nu i-am lezat onoarea și demnitatea. Recent, acum câțiva ani de zile, la Chișinău a fost creată o companie aeriană care e profitabilă, care aduce profit și nu putea să concureze sau nu vrea să concureze cu întreprinderea de stat Air Moldova și au falimentat intenționat. Au privatizat-o prin persoane interpuse și din România și de la noi două persoane fizice care nu sunt miliardari sau milionieri și în scurt timp, prin combinații, schemii de-a lor, prin offshore-uri, această companie probabil va ajunge pe mâini exacte și siguri la cei pe care au comandat această schemă și vor comanda din două întreprinderi și vor face una care aduce profit nebun, un profit nebun, vă spun încă o dată, și iată așa băieții șmecheri de la Chișinău trăiesc. Dar noi vorbim subiecte false, nouă ni se aruncă în presă, subiecte false și noi ni sfădim și ni certăm. Chiar ei pe la spate ni fură. Eu nu mai vorbesc de celelalte întreprinderi, că este subiect de investigație. Au dat și IDIS Viitorul și Ziarul de Gardă și alte publicații care se ocupă de cercetări și de investigații cât de mult netransparent sunt gestionate întreprinderile de stat. Mult Telecomul, Căile Ferate și altele care sunt mari, care aduc profituri, care aduc venituri și care sunt gestionate în interesul unor grupuri clandestine, mafioate, dacă vreți. Stimați prieteni, încă o dată ajungem la concluzia că noi nu suntem stat, noi nu suntem țară, suntem o făcătură și un fel de bătaie de joc de cetățenii care au mai rămas aici, care nu au reușit să fugă, cei în castalet, cei oloși de picioare, copiii care au rămas, bătrânii care nu pot să fugă din țara asta, au rămas o mână de oameni care nu se poate manifesta, care nu mai zice nică, deamu-s bucuroși că le dă 600 de lei pensii și o pâine și nu știu ce, și ia măjesc cu televizorul că ne ducem în Europa așa să vedem pensii mai mari de la anul și ăștia nu mai fac nimic. Noi am rămas să constatăm, iată, de-al de mine, de ăștia care nu s-au dus și au rămas acasă și ne punem telefonul în față și vorbim în fața telefonului de parcă asta ne ajută pe noi cumva sau pe ceilalți ne ajută cumva că bandiții să nu mai fure. Dragi prieteni, spuneți voi ce trebuie să facem ca să oprim aceste furturi criminale, bandițești din banul public. Iată ce trebuie să se întâmple. Cel puțin comunicăm, cel puțin informăm lumea, iată, prin intermediul postărilor pe care le fac, au ajuns postările noastre și în Italia, și în Franța, și în Germania. Am primit sute de mesaje de susținere ca să nu cedăm. Eu totuși cred că va veni un moment când vom debarca această guvernare bandițească și vom aduce oameni integri, civilizați, corecți, oameni care țin la pământul ăsta, care au dragoste de Dumnezeu și de pământul ăsta pe care l-am moștenit. Și vor face viața noastră mai ușoară, nu se vor apuca să furi în continuare. Băieții ăștia trebuie să taxați. Și primul examen va fi la alegerile parlamentare de anul viitor.
nici un vot socialiștilor, nici un vot democraților. Aceștia sunt două partide gemene care s-au pus pe jetmănit din rup în două. Nu mai vorbesc de restul. Restul sunt așa cum sunt ei, este opoziția, e slabă, e păcătoasă, dar e opoziție. Nu mai dăm în capul ei și așa e nenorocită. Rugămintea mea, nici un vot socialiștilor, nici un vot comuniștilor. Nu vă dați vândus, nu vă consumați viața pe fleacuri și pe certuri. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați să distribuiți, pentru că doar așa putem să ajungem la cât mai multă lume și să informăm. Altfel nu avem nicio șansă să ajungem măcar cu informațiile noastre, cu părerea noastră, așa cum o vedem noi. O zi frumoasă pentru toată lumea, Doamne ajută și ne vedem într-o nouă postare.